Stimați reprezentanți ai mass media, vă salut la prima conferință de presă din acest an. Situația pe piața gazelor, criza prețurilor și criza pandemică sunt subiecte care afectează pe fiecare om, fiecare familie, pe care le urmărește cu multă atenție toată societatea și, la moment, soluționarea acestor probleme este preocuparea de bază a guvernului. În ceea ce privește situația pe piața gazelor, în seara zilei de ieri am convocat Comisia pentru Situații Excepționale. În cadrul ședinței a fost audiat raportul Societății pe Acțiuni Moldova Gaz privind procesul de achitare a facturilor pentru gazul procurat de la furnizor în contextul creșterii prețurilor de achiziție pentru luna ianuarie. De asemenea, a fost audiat raportul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la situația pe piețele internaționale de tranzacționare a gazului natural și implicațiile pentru Republica Moldova. Vreau să menționez câteva din deciziile aprobate de membrii Comisiei. Deci, în primul rând, am discutat despre eforturile instituțiilor publice pentru conservarea și eficientizarea consumului de gaze naturale în baza unor recomandări a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după care am decis ca Moldova Gaz va iniția discuții în cadrul Consiliului de Observatori despre posibilitatea extinderii termenului de plată a facturilor până la sfârșitul lunii ianuarie 2022. De asemenea, am decis ca Moldova Gaz să continue negocierile cu băncile comerciale privind contractarea unui credit comercial și să informeze în mod oficial membrii Comisiei Situații Excepționale despre răspunsul băncilor. Ministerul Finanțelor va analiza opțiunile legale existente privind amânarea plății TVA de către Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz pentru o perioadă scurtă, astfel asigurând compania cu lichidități necesare pentru plățile curente. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în comun cu Ministerul Finanțelor, vor analiza situația privind posibilitatea creșterii tarifelor la gazele naturale și impactul asupra consumatorului, dar și fondul alocat pentru compensații și va înainta propuneri de îmbunătățire a sistemului de compensații. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va continua monitorizarea situației și va informa membrii Comisiei Situații Excepționale despre evoluția situației. Menționez că în situația creată pe piața gazelor naturale, guvernul este preocupat în continuare de identificarea soluțiilor pentru a ușura povara oamenilor la achitarea facturilor. În contextul creșterii prețurilor, este important să ținem minte că avem o economie de piață și guvernul nu poate influența în mod direct nivelul prețurilor. Ceea ce poate face guvernul este să întreprindă măsuri pentru creșterea nivelului de trai a populației și pentru majorarea măsurilor de susținere pentru persoanele vulnerabile, astfel ca să fim în special alături de cei cu venituri mici în aceste timpuri grele. În același timp, suntem în valul 5 al pandemiei COVID-19, în care ne confruntăm cu o nouă tulpină a acestui virus, Omicron. În luna septembrie am adoptat un nou mecanism de predictibilitate în baza incidenței, care prevede scenarii foarte clare și măsuri de prevenire a răspândirii virusului în baza alertei care se stabilește în funcție de incidența de cazuri. Chișinăul deja a intrat în prag portocaliu sau în alertă portocalie și de aceea este important ca Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Teritorială să comunice în continuare care sunt măsurile ce urmează a fi întreprinse și respectate pentru a proteja populația și pentru a menține afacerile active. Încă o dată repet, deci atunci când am adoptat măsurile de protecție în valul precedent, ele sunt declanșate automat în baza incidenței
cazurilor de infectare și a pragului de alertă. Nu obosesc să fac apel la vaccinare și la administrarea celei de-a treia doză de vaccin. Practica internațională arată că numărul de decese este mult mai mic în statele unde rata de vaccinare este una înaltă. În același timp, rata de spitalizare a persoanelor vaccinate este mult mai mică, astfel putem scoate povara de pe sistemul medical și de pe umerii medicilor care de 2 ani lucrează în regim alert și sunt foarte obosiți. Vreau de asemenea să vorbim astăzi și despre câteva decizii foarte importante aprobate în cadrul ședinței de guvern. Sunt aici cu colegul meu, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, care o să vă vorbească în detaliu despre deciziile luate astăzi în domeniul justiției. La rândul meu vreau să accentuez importanța hotărârii de guvern prin care am aprobat norma sanitar-veterinară privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman. Drept rezultat a acestei hotărâri de guvern va fi modernizat sistemul de siguranță a alimentelor în țara noastră prin crearea unui complex de gestionare a subproduselor de origine animală sau produselor derivate și infrastructura necesară. Aceste norme sanitar-veterinare sunt foarte importante pentru că astfel sunt reglementate clar și predictibil cerințele privind reciclarea animalelor de blană, hrănirea animalelor de fermă, producerea hranei pentru animale de companie, a materiilor prime furajate și a îngrășămintelor organice, a biogazului și compostului din aceste subproduse de origine animală. Acum aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Sergiu Litvinenko, ministrul Justiției, și după aceasta sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna prim-ministru! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Vreau să relatez pe scurt, să fac pe scurt despre două proiecte de lege pe care guvernul le-a susținut astăzi în ședință. Primul proiect este vorba de modificarea unor acte normative, în special cu privire la activitatea notarilor. Deci guvernul azi a adoptat un proiect de lege care are ca scop îmbunătățirea calității actului notarial, contribuirea la eficientizarea activității notarilor și asigurarea drepturilor solicitanților servicii notariale. De asemenea, în scopul proiectului respectiv este de a evita situațiile când organele colegiale ale Camerei Notariale, ale Comisiei de Licențiere sau ale Colegiului Disciplinar sunt nefuncționale. Un element sau unul din elementele de bază ale proiectului este completarea acestuia cu o prevedere expresă conform căreia nu se admite schimbul teritoriului de activitate între notari. Această intervenție va consolida prevederea actuală conform căreia teritoriul de activitate între notari nu poate fi schimbat. Și lucrul ăsta este necesar în contextul în care, la moment, deși legea prevede lucrul ăsta, dar interpretarea acesteia, în special pe baza unui aviz consultativ a Curții Supreme de Justiție, a făcut posibil ca diferiți notari să schimbe zona de activitate între ei. Un notar din Chișinău își schimbă activitatea cu un notar dintr-o altă regiune, chiar dacă, precum am spus, legea interzice lucrul ăsta. Și lucrul ăsta în practică, din păcate, a avut loc. Iată că proiectul respectiv de lege are ca scop să evite în general astfel de situații pentru viitor. De asemenea, conform acestui proiect de lege, se prevede că notarul urmează să depună jurământul și în fața președintelui Camerei Notariale, nu doar în fața Comisiei de Licențiere și a Ministrului Justiției. De asemenea, se propune ca ședința extraordinară a Adunării Generale a Notarilor să poată fi convocată inclusiv de către președintele Camerei Notariale. Un alt element nou se referă la stabilirea unei indemnizații pentru membrii Consiliului
astfel încât aceasta să fie achitată de către camera notarială și de asemenea proiectul prevede că notarii să răspundă disciplinar dacă absentează la două ședințe convocate consecutiv ale adunării generale a notarilor sau a oricărui alt organ colegial la care aceștia au fost numiți, aleși sau, după caz, delegați. Un alt proiect de modificare este o sinteză, de fapt, a tuturor propunerilor care au venit de la mai multe autorități în parcursul unei perioade mai lungi de timp. Este vorba de modificarea codului contravențional. Sunt prevăzute sancțiuni noi, amenzi mai dure pentru unele contravenții. Scopul acestui proiect este contracararea unor fenomene care duc la încălcarea ordinii și securității publice, poluarea mediului înconjurător, atentarea la drepturile constituționale ale persoanelor fizice și la sănătatea populației. Voi menționa câteva dintre cele mai importante reglementări. Una din ele este propunerea de a extinde intervalul de timp în care nu se permit lucrările de construcție însoțite pe zgomot în blocurile locative. Astfel, dacă până acum lucrările de reparație erau interzise de la 18.00 până la 8.00 dimineață, conform noilor prevederi, acestea vor fi interzise și pe parcursul zilei de duminică. Precum am spus și în cadrul ședinței Guvernul, aceste prevederi au ca scop responsabilizarea persoanelor la respectarea liniștii publice, respectarea dreptului la viața privată, cultivarea unui spirit de respect reciproc între vecinii blocurilor locative. O altă modificare ține de includerea pedepsei pentru cerșitul însoțit cu simularea unei dizabilități, mai exact persoana care va simula o dizabilitate fizică sau psihică, apelând la mila publicului, cerând ajutor material, va fi sancționată cu amendă sau cu muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, se propune completarea codului contravențional cu prevederea ce oferă posibilitatea procurorului de a verifica legalitatea acțiunilor agentului constatator din cadrul MAI, CNA sau serviciului VAMAL la înregistrarea sesizărilor de săvârșire a contravențiilor. În urma verificării efectuate după caz, acesta va putea porni procesul contravențional sau, după caz, va putea ataca decizia agentului constatator în instanța judecătorească. Având în vedere numărul tot mai mare de procese contravenționale aflate pe rolul instanțelor de judecată și a termenului restrâns de examinare, se propune extinderea termenului maxim de examinare acestor contravenții la 30 de zile, la 2 luni din momentul intrării dosarului în instanța judecătorească. Se propune de asemenea completarea codului cu un nou articol care prevede sancțiuni pentru încălcarea regulilor de efectuare a instruirii practice a candidaților în conducători de autovehicule pe drumurile publice, astfel dacă instruirea practică va fi efectuată pe itinerare necoordonate cu poliția, persoanele vor fi sancționate cu amenzi de la 1.000 de lei la 2.500 de lei. Vor fi sancționate cu amenzi de la 1.500 la 3.500 de lei și persoanele care vor efectua instruiri practice fără a fi atestate pentru a desfășura această activitate. De asemenea, prin proiect se propune instituirea răspunderii contravenționale pentru persoanele care nu vor întreprinde măsurile necesare privind protecția rețelelor de gaze naturale care astfel pun în pericol viața oamenilor și siguranța furnizării de gaze naturale. De asemenea, reieșind de faptul că în ultimii ani s-au intensificat procesele de degradare a solului fertil, inclusiv din cauza factorului uman sau mai ales din cauza factorului uman, se propune completarea codului contravențional cu noi sancțiuni, astfel depozitarea neautorizată de terenuri pe terenul sol fertil a materialului de construcție ori deșeuri ale industriei extractive și altele asemenea, persoanele fizice vor fi sancționate cu amendă de la 4.000 la 7.500 de lei, iar cele juridice de la 5.000 la 15.000 de lei. Proiectul propune sancțiuni mai dure pentru încălcarea regulilor de organizare și deținere a contabilității, de întocmire și prezentarea situațiilor sau rapoartelor financiare. Pentru anumite încălcări, amenzile vor ajunge de la 100 unități convenționale, adică de 5.000 de lei. Sunt și alte prevederi care, precum am spus, care au ca scop îmbunătățirea legislației contravenționale, responsabilizarea persoanelor fizice și juridice pentru a nu admite încălcări ale codului contravențional. Acest proiect urmează a fi expediat în Parlament și sper foarte mult
ca împreună cu colegii din Parlament să lucrăm asupra definitivării și respectiv să fie susținut și votat acest proiect în două lecturi. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări. Да. Николай Пахалинский, Ньюсмейкер МД. Еще вчера утром Андрей Спина говорил о том, что ведет переговоры с Алексеем Миллером об отсрочке платежей за газ. Я правильно понимаю, исходя из сегодняшних ваших коммуникатов, что эти переговоры провалились, и какова вероятность того, что поставки газа будут приостановлены? Нет, это неправильное понятие ситуации. Продолжаются дискуссии. Мы предложили, чтобы и в консилиуме де обсерватори, в совете наблюдателей тоже были дискуссии о отсрочке платежей. Я хочу напомнить всем, что в те времена, когда тариф не включал полную цену газа, просто была определенная задолженность, которая погашалась позже, включая через повышение тарифа в последующее время. Поэтому, в принципе, в 2011-2015 году мы видели повышение задолженности, и это нормальная практика, что мы еще являемся в дискуссиях, в разговорах о том, чтобы за январь мы смогли заплатить позже. И в то же время мы печемся о том, чтобы не была прервана подача газа, поэтому, как вы слышали, мы берем во внимание и другие решения для того, чтобы Молдова-Газ смогла сделать вовремя эти оплаты. Хорошо, какова вероятность того, что деньги будет невозможно найти и подача газа будет приостановлена? Как вы это расцениваете, как премьер-министр? Я уверена, что мы сможем договориться и найти решение. Во-первых, решение должна найти Молдова-Газ. То есть я хочу, чтобы было очень ясно, это является финансовыми негативными девиери, не знаю, как по-русски. Да, и поэтому, то есть это задолженность на этот месяц, которая спровоцирована тем, что выросла цена на мировом рынке, но в то же время тарифы остаются по прежней цене, поэтому это нормальная ситуация. Сначала нужно посмотреть, чтобы были использованы все коммерческие решения, и после этого и правительство пытается посмотреть, какие решения может принять правительство. Еще один вопрос. В конце года вы говорили о том, что вероятнее всего до конца года будет найден новый вице-премьер по реинтеграции, однако, судя по всему, вы его не нашли. На каком этапе, кто рассматривает сейчас на эту кандидатуру, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции? Мы нашли кандидатуру, она утверждена, но человек попросил, чтобы было определенное время для того, чтобы решить личные вопросы до внедрения в эту должность. Поэтому мы объявим и кандидатуру, и уже будет принят, как бы уже будет участвовать в правительстве, в решении правительства, Нашидинца Гуверновой, заседание правительства уже в следующую среду. Потому что ты не можешь назвать имя, какой-то там бэкграунд, можно назвать, какой опыт у этого человека? Это опыт, который должен иметь кандидат на эту позицию. Оксана Боднар, Канал 5. O precizare despre ce ți-a declarat. Ați spus că Moldova-Gaz va fi scutită de plată TVA-ului. Este vorba despre amânare sau chiar va fi anulată această plată și pentru ce perioadă? Da, luăm în considerare o astfel de soluție, deci deocamdată analizăm și este vorba despre amânarea plății TVA pentru a soluționa problema de lichiditate. Deci nu este vorba despre eliminarea plății de TVA pentru Moldova-Gaz. Dar pentru ce perioadă? Aproximativ măcar.
Deocamdată, problemele de lichiditate a Moldovagaz sunt pentru plata din 20 ianuarie. Suntem în discuții și în analize ca să vedem pentru ce perioadă este nevoie de amânare acestei plăți, dar va fi o perioadă scurtă. Mai multe partide politice extraparlamentare și unii experți cred că guvernul trebuie să plece în demisie din cauza crizei gazelor care nu se rezolvă. În opinia dumneavoastră, sunt motive acum ca guvernul sau unii miniștri să plece în demisie? Nu. Credeți că face față acestei situații guvernul și vicepremierul responsabil? Da. Mai multe partide de asemenea cer publicarea contractului pentru a scoate mai multe întrebări care au apărut pe parcursul acestor luni. Dumneavoastră, ca prim-ministru, veți întreprinde anumite măsuri pentru a convinge Gazprom sau Moldovagaz să publicați acest contract? Am solicitat deja, este un contract între doi agenți economici, puteți să-i întrebați și pe ei. Ați solicitat să fie publicat acest contract? Dar în ce formă, dacă puteți să ne dați mai multe detalii? V-ați adresat la Gazprom? Am solicitat să fie făcut public. Și ați primit un refuz? Deci nu este publicat din câte cunoașteți. Nu, poate v-au promis să publicați, să fie publicat mai târziu. Să ne dați mai multe detalii, pentru că știți că sunt foarte multe întrebări la faptul că este secretizat și ce se conține dacă este secretizat. Eu cred că este exagerată această preocupare. Nu am auzit în ultimii 30 de ani să fie o asemenea indignare referitor la faptul că acest contract sau orice contract între doi agenți economici nu este făcut public. În același timp, experții deja au dat anumite detalii pe surse. Am văzut chiar și în surse de presă rusești, au apărut în linii generale formula care este și este 70% legat de prețul la petrol, 30 de prețul la gaze. Noi discutăm despre aceasta tot timpul, vorbim în fiecare lună despre cum această creștere pe piețele internaționale afectează costurile de achiziții, le anunțăm în fiecare lună, deci cred că există informații și detalii referitor la acest aspect. Vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, în ce condiții ar putea să apară premize pentru declararea stării de urgență din cauza crizei gazelor? Pentru că, cum am înțeles, astăzi a fost ședință Comisiei Situații Excepționale, nu a fost aprobată o astfel de decizie, iar Moldovagaz totuși ne anunță că există riscul de sestare. Starea de urgență se declară în anumite circumstanțe, atunci când există temei juridic și aceste temei, de fapt, presupune un pericol iminent pentru sistarea livrării gazelor naturale. Deci atâta timp cât nu avem anumite confirmări sau scrisori sau anumite declarații în scris sau protocoale care ar spune că există pericolul de deconectare și atâta timp cât merg discuțiile atât în Consiliul Observatori cât și bilateral cu Moldova, cu Gazprom, atunci când există anumite soluții care încă pot fi implementate în procedură obișnuită, chiar dacă ea este de urgență, dar în afara stării de urgență, deci deocamdată vom merge pe epuizarea acestor opțiuni. Când va avea loc ședința Comisiei Situații Excepționale pe situația cu COVID-19 și ați spus că unele restricții au intrat în vigoare automat, ca și cum după ce a fost înrăutățită situația. Puteți să-mi dați mai multe detalii și totuși data acestor și ce se propune să fie aprobat la această ședință Comisiei Situații Excepționale pe Sănătate? Vom avea ședința Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică joi, după masă și vom lua câteva decizii destul de tehnice care țin de prelungirea termenului stării de urgență. După cum am spus, cadrul de măsuri de protecție există deja, el este automat pornit în contextul creșterii incidenței cazurilor și a gradului de alert. Dar anumite restricții nu se prevăd deocamdată, cel puțin. Sunt aceleași restricții care au fost și anterior în codul portocaliu. Deci, oricum, se introduc anumite măsuri de protecție, de exemplu, care presupun
utilizarea certificatului COVID. Și deci aceste măsuri intră în vigoare, este responsabilitatea Comisiei Teritoriale să constate acest grad de alertă, care este de fapt informația este furnizată de Agenția Națională pentru Sănătatea Publică, și deci aceste măsuri trebuie să fie aplicate în solidaritate de toată lumea implicată. Și am întrebare la domnul Litvinenko. Am văzut că ați fost în vizită în Israel. Vreau să vă întreb dacă ați discutat situația cu extradarea domnului Șor și dacă este un răspuns sau poate au fost argumentate niște proceduri juridice care durează. Care a fost subiectul acestor discuții? Noi am comunicat cu privire la această vizită. Într-adevăr, a fost într-o vizită în Israel. Am avut o întrevedere foarte bună cu viceprim-ministru, ministrul justiției din statul Israel, domnul Sar. Am discutat aspecte ale colaborării dintre Republica Moldova și statul Israel, inclusiv aspecte ce țin de cooperarea juridică internaționale. Am expus oficialului din statul Israel care sunt prioritățile noastre. Omologul meu s-a arătat foarte interesat de ceea ce vrem să facem noi. Am convenit că vom continua aceste discuții și partea izraeliană a exprimat plenar necesitatea reformării și combaterii corupției în Republica Moldova. Domnul ministru a specificat foarte clar un lucru care de fapt noi tot îl știm, că fără a combate corupția nu poate exista dezvoltare a Republicii Moldova. Nu am discutat cazuri concrete, este o precizare importantă, pentru că Ministerul Justiției din statul Israel nu are competență legală cu privire la anumite cazuri concrete. Procedura, dacă vă referiți la procedura respectivă, este în lucru în cadrul autorităților competente din statul Israel. Dar sunt anumite obstacole în acest proces din punctul de vedere legislației din Israel sau la noi? La ce vă referiți? Obstacole anumite. Probabil nu prevede anumită procedură de extradare, deși domnul procuror general interimar a spus că permite. Mult timp se vorbea că nu extradează. Vreți să interpretez legislația statului Israel? Poate ați discutat. Noi am făcut, Republica Moldova a făcut adresările în conformitate cu actele juridice internaționale și autoritățile statului Israel urmează să se expună conform acestor acte juridice internaționale. Este vorba de convenție privind la extradare. Mihaela Tabarce, ProTV. Doamna Gavriliță, ați vorbit astăzi despre scutirea Moldova Gaz de plata TVA pe o anumită perioadă de timp. Moldova Gaz a venit cu o reacție și spune că este o măsură care va contribui semnificativ la depășirea acestei situații. Dacă ați putea să ne spuneți care este suma, despre ce sumă vorbim aici? Deocamdată vedem care este suma. Ea acoperă o parte din deficitul de casă pe care l-ar avea Moldova Gaz, nu soluționează totalmente problema. Deci, din datele preliminare, este vorba de aproximativ 7 milioane de dolari. Dar această plată este și în dependență de volumul care este vândut. Deci, este o estimare. Mulțumesc. Ieri domnul Spânu spunea că din aprilie am putea avea un preț mai mare la energie electrică, asta după ce va fi semnat un nou contract cu termocentrala de la Cuciurgan. Vreau să știu de ce Cuciurgan ar putea să ceară un preț mai mare de la țara noastră, în condițiile în care experții spun că ei nu-și achită plata pentru gazul pe care îl folosesc la producerea energiei electrice, și dacă o astfel de cerere de a ridica tariful, de a ridica prețul, este acceptabilă pentru Guvernul Republicii Moldova? Pentru Guvernul Republicii Moldova nu este acceptabilă nicio creștere. Aceste creșteri de tarife sunt în competența Agenției Naționale de Reglementare în Energetică.
și ei determină care sunt acele calcule sau acele justificări economice pentru nu știu, creșterea sau stabilirea tarifului. În același timp, eu insist pe faptul că avem un contract și acest contract trebuie să fie respectat până la sfârșitul termenului acestui contract. Am citat experții pentru că nu am reușit să aflăm de la responsabilii de la Cuciurgan dacă își achită plata. Vrem să știm, guvernul cunoaște despre facturile pe care le achită termocentrala Cuciurgan? Sau asta vine în datoria? Eu cred că aceasta este un lucru bine cunoscut, că de mai mulți ani malul stâng sau autoritățile autoproclamate de pe malul stâng nu achită pentru gazele naturale consumate. Este și o datorie acumulată pe parcursul anilor. Aceasta este o întrebare pentru Moldova Gaz. Noi achităm pentru gazele naturale sau volumele consumate pe partea de Danistul. Totuși, cât este de corect ca ei să vină cu cerere de majorare a prețului? În opinia guvernului, orice majorare a prețurilor, tarifelor, bate în buzunarul cetățenilor și este o preocupare majoră. Deci, haideți să separăm care sunt competențele guvernului. Evident că guvernul niciodată nu va susține o creștere semnificativă fără bază economică, fără o metodologie clară, fără un proces transparent. Deci, da, noi trebuie să asigurăm, noi suntem o economie de piață, noi nu influențăm prețurile, există tarife reglementate, anume de aceea sunt autorități independente, subordonate Parlamentului. Pentru noi este o preocupare, da, eu înțeleg cât de greu le este cetățenilor în contextul în care cresc tarifele și cresc prețurile, anume de aceea cheltuielile sociale ale acestui guvern au crescut semnificativ pentru anul 2022. Vreau să reamintesc că doar pentru compensarea creșterii tarifelor la gazele naturale am orientat 1,6 miliarde de lei. Fiecare persoană vede această compensație în factură, de aceea atunci când vorbim despre aceste sume mari, cred că fiecare poate vedea care este acea părticică pe care o primește din partea guvernului. Vreau să accentuez că în afară de compensația în factură, cei cu venituri mici se califică pentru ajutorul pe perioada rece anului și primesc adițional sume pentru acoperirea cheltuielilor, nu neapărat pentru plata facturilor, deci este un ajutor pe care îl primește omul sau familia și acest ajutor este de 700 de lei de lei. Vreau să mai întreb despre faptul că anterior domnul Krasnosevski a cerut ANRE-ului să le ofere o licență de a avea un contract separat cu Gazprom. Am aflat de la ANRE că le-a fost refuzată această cerere. Vrem să știm care este poziția guvernului. Poziția guvernului este că ANRE trebuie să respecte legea și să acționeze conform buchei legii. Dar anume despre faptul că domnul Krasnosevski a cerut contract separat cu Gazprom. Încă o dată spun, ANRE trebuie să urmeze buchea legii și evident că totul trebuie să... Deci nu este de competența guvernului și nu comentez declarațiile domnului Krasnosevski. Mulțumesc. Pot să vă mai întreb, în cazul în care totuși din februarie, așa cum a declarat chiar ieri domnul Andrei Spânu, vor crește tarife pentru consumatorii finali la gazele naturale, avem resurse pentru a majora aceste compensații și la ce etapă este sau este doar la nivel discuției inițiativă când oamenii cu venituri mai mari ar putea să renunțe, de exemplu? În primul rând, cred că este de interes public și să explic un pic, dacă îmi permiteți, da, care este procedura. Atunci când sunt anumite devieri financiare negative și ele sunt mai mari decât un anumit prag, 5%, atunci ANRE poate stabili tarife noi de urgență în decurs de 15 zile.
În același timp, noi vedem că prețurile pentru gazele naturale pe piețele internaționale au scăzut în comparație cu ianuarie și sperăm că pentru februarie prețul de achiziții va fi mai mic, de aceea ANRE, inclusiv conform metodologiei, ia în considerație o eșalonare a acestor plăți, evident luând în considerație și cheltuielile sau deverile financiare negative ale companiei. Și aici puteți să vorbiți puțin mai mult cu ANRE, dar pot să spun că după solicitarea care va fi de la Moldova Gaz atunci când vor decide ei, mai există o perioadă de două săptămâni sau până la două săptămâni pentru stabilirea tarifului nou. Compensațiile care sunt oferite de guvern sunt oferite în proporție de două treimi de la prețul din octombrie. Deci două treimi a creșterii în comparație cu octombrie este acoperit de guvern. Aceasta înseamnă că dacă crește tariful, crește și valoarea compensației oferite de guvern, pentru că ea este în proporție de două treimi pentru primii 50 de metri cubi consumați și în proporție de 50% pentru următorii 100 de metri cubi. De aceea, oricum, această sumă va crește. Totuși, suntem în discuții și analize să vedem dacă sunt necesare și acțiuni suplimentare, pentru că noi înțelegem care este nivelul de trai a populației și orice creștere de tarif, mai ales când ea este mai mare decât o anumită sumă rezonabilă, lovește în buzunarul cetățeanului și guvernul analizează dacă este cazul să mai introducem anumite compensații. De exemplu, să creștem proporția acoperită de guvern pentru primii 50 de metri cubi. Vă dau doar un exemplu. În același timp, vreau să vă spun că în alte țări, în țări europene, există mecanisme și date care permit evaluarea dacă cetățeanul este vulnerabil energetic sau așa numită sărăcie energetică. În termen mediu vom lucra și asupra acestui mecanism, care deocamdată nu există în Moldova, nu există date, nu există deci, proceduri pentru evaluarea acestei cumva calități și Ministerul Muncii și Protecției Sociale deja analizează opțiunile pentru termen mediu. Între timp, după cum am spus, dacă va exista această creștere, oricum va fi o anumită creștere de compensații, dar vom veni cu detalii adiționale dacă vom schimba aceste condiții care au fost până acum. Dar despre această diferențiere între oameni, adică care au nevoie de compensații și care nu, la ce etapă este sau doar vă gândiți că să fie așa? Sau poate pregătiți o inițiativă potrivit căreia? Da, pregătim, dar aceasta va lua timp, pentru că necesită elaborarea unor proceduri, mecanisme, pentru ca Moldova Gaz să colecteze anumite date adiționale despre consumatori sau alți furnizori și distribuitori. De aceea, acest mecanism nu se introduce peste noapte, el trebuie să existe. Exact așa vă reamintesc când am introdus suportul statului pentru șomajul tehnic și reducerea activității de muncă, a fost necesar de câteva săptămâni pentru ca să introducem legislația necesară și formularele electronice pentru aplicarea la acest mecanism. Și de aceea este, cred că, o inițiativă care va dura, sau o analiză și un lucru care va dura câteva luni. Deci, încă o dată, repet, noi avem compensația în factură, avem o limită, aceste compensații se acordă doar pentru primii 150 de metri cubi consumați, circa 70% din populație consumă sub acest nivel și compensația va crește automat, dar guvernul va încerca să fie alături de cetățeni și prin alte modalități. Deci acum avem
câteva inițiative în lucru și analizăm datele, analizăm care sunt modificările normative și legislative care trebuie să le aplicăm. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară bună! Seară bună!